Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Mi-am propus ca în edițiile care urmează să aduc în fața dumneavoastră în această emisiune pe cei care vor solicita votul dumneavoastră la alegerile locale din 27 septembrie. Asta dacă nu vor fi modificări în acest sens. Adică, iată, se discută că aceste alegeri ar putea să aibă loc mai târziu din cauza situației cu coronavirusul. Vom vedea dacă lucrurile vor sta așa sau nu. Dar, oricum, trebuie să-i cunoaște pe cei care vin în fața dumneavoastră, vor veni cu promisiuni, cu tot felul de mesaje pentru a vă convinge să-i votați. Este foarte important să-i cunoașteți. Pe unii îi știți deja, îi veți regăsi pe liste pentru consiliul local, candidați la primărie, unii candidează pentru al doilea, al treilea mandat, dar sunt și oameni tineri care au îndrăznit să facă politică, să intre în politică și vor să schimbe într-un fel lucrurile în bine, cred eu, pentru Pașcani. Așadar, începem de astăzi și veți vedea de-a lungul timpului, în următoarele săptămâni, personaje noi, oameni tineri, încercăm să-i cunoaștem. Cine sunt? Ce au făcut? Ce știu să facă? Sunt întrebări simple, dar răspunsurile sunt importante. Pentru că este extrem de important ca legislativul local să fie eficient. Nu doar o mașinărie de vot. Să fie făcut Consiliul Local alcătuit din 19 consilieri locali care vor, care știu, care sunt pricepuți. Vom vedea dacă va fi așa. Bun, astăzi îl am ca invitat pe domnul Florin Bornar din Pașcani, face parte din Alianța OSR Plus și se pricepe la arhitectură. Este prima dată când ne-am întâlnit, așa că vă invit să-l cunoaștem împreună. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că ați început seria acestor întâlniri cu mine. Mă simt onorat. Da, noi tot discutăm pe Facebook despre o emisiune. V-am invitat, nu de acum, v-am invitat de câteva săptămâni. Da, e adevărat că invitația a fost mai veche. Așa, și am mai discutat înainte de a intra în emisie. E prima dată când ne vedem și încercăm să vedem cum stau lucrurile, fiecare cu convingerile lui. Bun, cine sunteți? Eu sunt convins, sunt tineri, prieteni din familie care vă cunosc, dar haideți să afle și alții cei care ne urmăresc în această seară, care urmăresc emisiunea. Cine sunteți? Cum spuneați dumneavoastră, numele meu este Florin Bodnar, sunt arhitect, am 35 de ani, sunt absolvent al Liceului Mihail Sadoveanu din Pașcani. Ulterior am ales să studiez arhitectura la Iași. Viața cumva mi-a împărțit destinul între Iași și Pașcani. După 6 ani de studiu și încă 2 de stagiatură, am ales cumva să încerc să mișc lucrurile și în Pașcani, dar și în Iași. Adică, în Iași? Business-ul oficial este în Pașcani, dar încerc, împreună cu câțiva colegi cu care sunt, facem echipă în proiecte mai serioase, mai mari, și ei, având biroul la Iași, îmi împart timpul între Iași și Pașcani. Deci locuiți la Pașcani, da? Da, domiciliu, cum buletin este. Copii? Căsătorit sunt, copii încă nu. Bun. Din această perspectivă a omului de afaceri, a specialistului, a arhitectului, mi-aduc aminte că primăria Pașcan căuta la un moment dat, chiar a scos la concurs, un post de arhitect și erau mari probleme pentru a găsi un specialist care să se ocupe cu această chestiune, cu problemele de arhitectură în oraș. Deci, din această perspectivă, cum vedeți Pașcanul? Păi, Pașcanul îl văd cum îl văd toți oamenii, nu am alți ochi. Într-adevăr, eu am un ochi mai critic față de ceilalți, din prisma specialistului, vreau să cred, dar Pașcaniu este un oraș destul de gri, ca să fiu indulgent cumva. Și nu doar la culoare, este un oraș care cred că oamenii sunt destul de par posomorâți, nu știu, sincer să vă spun, de fiecare dată când vin aici, mă întâlnesc cu oamenii, nu au
bucuria aia în, în suflet. Nu știu dacă este o chestie de locație sau așa, dar simt că oamenii din ce în ce mai, mai triști și mai... Vă spun, nu din, din cauza arhitecturii, cu siguranță. Da, da, poate într-un fel... Dar influențează foarte mult. În sensul că Pașcanu este un oraș îmbătrânit și este. Mulți pensionari cu oameni care au muncit de-a lungul timpului, au trăit. Este așa, asta, asta e marea dramă, cred că, a orașului, că foarte mulți tineri, mă uit la colegii mei, foarte puțini mai sunt care au rămas cu adevărat în Pașcani. Adică majoritatea au plecat, un cel mai bun caz în Iași, în, chiar de multe ori chiar mai, mai departe, mă întâlnesc mulți în străinătate, mă întâlnesc părinții lor, din prisma prieteniei ne cunoaștem și totdeauna îmi spune, vai ce rău îmi pare că băiatul meu a plecat și uite, ar fost bun să rămână. Deci cei care au rămas acasă suferă. Suferă cu siguranță, siguranță. Bun, și cei plecați, cum văd lucrurile? Pentru că țineți legătura cu unii dintre ei și îi vedem activ pe Facebook, se interesează, n-au abandonat Pașcani în totalitate. Corect, probabil că mulți dintre ei, vă spun, toți cei care pleacă, se gândesc că tot aici se vor întoarce vreodată. Trăiesc cu speranța asta. E adevărat că e foarte greu să ai așteptări sau, mă rog, ai din ce în ce mai mari așteptări văzând cum este și în străinătate, cum este chiar și în alte orașe mai mari. Pentru că, să fim cinstiți, România se dezvoltă în, anumite, sunt anumite zone de dezvoltare, nu chiar peste tot. Iași ar fi unul dintre ele, dar nu poate cel mai bun exemplu. Da, este Timișoara, Clujul, care a plecat cumva foarte puternic, Bucureștiul, Constanța, deci orașele mari cumva încă mai sunt... Și anumite aturi pe care au fost exploatate. Au fost exploatate, spuneam, industria IT a favorizat foarte mult dezvoltarea în ultima perioadă. Din păcate, na, orașele mici suferă de scăderi demografice, copiii, tinerii pleacă, populația îmbătrânește și atunci aici este un pic de un cerc vicios care noi avem așteptări, dar din păcate ele nu pot fi îndeplinite în condițiile în care... Bun, deci Pașcani e un oraș gri, spuneți dumneavoastră, și nu neapărat din punct de vedere arhitectural. Dumneavoastră sunteți tânăr, ați intrat în politică, în USR, în plus de fapt. Plus, da, în plus. Așa, și faceți parte, fie că vreți, fie că nu vreți, dintr-o alianță în corect, momentul de față. Corect. Bun. De ce în politică, de ce în plus? Păi, haideți să vă spun, sincer, am fost foarte impresionat în acel an de oază cu guvernul Cioloș, guvernul tehnocrat. Mi-a plăcut liniștea, dar și profesionalismul cu care s-a lucrat. Nu păreau toți miniștri și n-au fost numiți politic, fără un CV. Tot discutam anterior că CV-urile nu... Ați vrea să vedeți mai multe CV-uri. Am studiat o mare parte din CV-uri, adevărat că era un guvern susținut și de toate partidele și au mai fost intruși, dar CV-urile persoanelor care au fost miniștri reprezentau ceva, să zicem. Ulterior s-a revenit la modelul politic, da, cu miniștrii politici și am văzut că lumea a fost foarte dezamăgită de ce s-a întâmplat ulterior. Nu mai povestim era Dragnea și așa, că sperăm că am depășit-o definitiv. Așa credeți? Eu sper, nu știu, mă gândesc că văd că lumea nu mai este Dragnea, s-a cam liniștit din punctul ăsta de vedere, cel puțin. Probabil sunt personaje care atrag foarte multă ură la un moment dat și cum se scapă, trăiești cu impresia că gata, am reușit să izolăm răul, dar eu, într-adevăr, nu poate fi izolat doar cu o singură persoană. Bun, e un deci sistem care e destul de... Ați intrat în plus, spuneați, pentru că ați văzut că... Am văzut că meritocrația, exact, meritocrația și profesionistul își poate dar poate ajunge. Dar nu prea este pe plac, adică uitați-vă aproape peste tot în jur, la orice nivel, în... de funcție, de conducere, veți vedea că mai degrabă sunt încurajați, promovați oameni care provin din mediul politic, oameni care sunt atașați de cei care decid și mai puțin pe criterii profesionale. Și am multe exemple, nu vreau să dau exemple concrete. Dar sunt, le știți și dumneavoastră. Cu siguranță. Și lucrul ăsta nu e un, mă rog, nu-l văd cu ochi buni. Normal, noi de asta am intrat în politică, pentru a încerca să schimbăm ceva. Noi trebuie să înlocuim clasa politică. Indiferent, chiar dacă sunt excepții, chiar dacă este regula, deși pare că am regula, nu excepția, dar vin ai noștri, pleacă ai noștri sau cum pleacă ai noștri, vin ai noștri, dar adică nu cred că politica înseamnă că odată ce am intrat în orice
la putere, să spunem, mi-am adus oamenii mei și am rezolvat problema, mai ales dacă oamenii mei n-au în spate competențele necesare. Deci cred că, sau sper că vom intra și noi vreodată. Această convingere, credeți că ar putea rezista? De regulă, oamenii când ajung la putere își schimbă prioritățile și chiar convingerile. Se adaptează foarte ușor. M-am gândit de multe ori, e foarte greu să găsești oamenii potriviți, adică profesioniștii care să își iasă din confort. Nici mie personal nu mi-a fost foarte ușor, da? Adică chiar deloc. E mai ușor să fii spectator, da? Cu siguranță și poți să-ți dai cu părerea mult mai avizată, adică mai avizat, mai ți se pare că totul se întâmplă foarte ușor, dar nu-i greu, nu-i ușor de găsit specialiști, da? Care să lase, să se asume și să-și lase, dar mă rog, eu, prin experiența mea, în toată cariera mea, eu sunt și coordonator regional al unei asociații care îi promovează arhitectura în școli, adică mediul construit în școli, și am crezut întotdeauna că, dincolo de aspectul profesional, trebuie să întorci și către societate, pentru că, la urmă, eu sunt format de societate, indiferent cum. Bun, ce anume faceți în școli? Încercați să-i învățați pe copii? Încercăm să-i... Cred că și la Pașcani, chiar în ultimii 5 ani, eu am fost 4 ani voluntar la Iordache Cartacuzino, unde am avut 3 clase, cel puțin, în care am predat arhitectura. Sunt interesați? Sunt foarte interesați. Vreau să vă spun, copiii sunt ca un burete care absorb și trebuie doar să le întinzi, să le dai posibilitatea să-și exprime toate. Așa este. Eu am spus că se vede foarte clar și e nevoie de o anumită educație din punct de vedere arhitectural, din punct de vedere economic, din punct de vedere juridic, sunt necesare câteva chestiuni care trebuie să fie însușite în școala generală și nu doar chiar și în liceu, așa încât oamenii să fie pregătiți pentru viață. Dincolo de aspectul ăsta, copilul trebuie să știe pentru a-și alege mai târziu în viață o carieră. Da? Deci înțeleg că nu toți, înțeleg, părinții au un cuvânt mare de spus, dar copiii trebuie să-și aleagă ei, pentru că dacă nu faci ceva cu plăcere... Arhitecții sunt rari. E o meserie grea, așa se spune. Da, e adevărat. Înveți mult. Înveți foarte mult, că eu chiar discutam și mi-aduc aminte cu drag, întotdeauna au fost o facultate foarte frumoasă, am avut colegi excepționali, o mare parte din ei, din păcate, nu au rămas în țară. Am plecat 60 de elevi, studenți la Iași, am terminat 22, ceva de genul ăsta. Au mai venit pe parcurs, adevărat, câțiva, dar mai mult de jumătate n-au terminat. E o facultate grea. Asta spun. Și mulțumirea vine mult mai târziu decât mulțumirea care ți-o aduce, nu știu, în domeniul IT sau așa, când ai intrat. Deja vezi rezultatele muncii tale, da? În arhitectură faci 6 ani de facultate, faci 2 ani de stagiu, ulterior, crești încet, încet și... Ce ați desenat, ce ați pus pe planșă și în urma muncii dumneavoastră s-a și realizat? Am abordat din fericire, sau vreau să cred din fericire, o mare varietate de documentații. Da? Deci puteți să arătați cu degetul? Aș putea să arăt, nu întotdeauna cu mândrie, e adevărat, pentru că să știți că e o mare diferență între ceea ce iese de pe planșetă și ceea ce se realizează în realitate. Să mai tai din costuri sau de ce? Bineînțeles, da. Deci întotdeauna. Deci suntem, se vede, dacă vă uitați în jurul, dar să știți că e o chestie zonală, da? Eu am participat ca vicepreședintele Ordinii Arhitecților Iași, am participat la Bienale, la Constanța, la Timișoara, deci se vede la Cluj, de exemplu, da? Dacă vă uitați la Cluj, se face o arhitectură mai de calitate, inspirată. Din cauza banilor sau e vorba de cultură? Cred că e un mix, da? În primul rând, o cultură a respectării proiectelor, da? Dar și o lipsa banilor, pentru că mă uitam în Bulgaria cam ca la noi, în Serbia cam ca la noi, în Ungaria un pic mai bine, dar nu foarte departe. Deci unde comunismul a stat mult și a lăsat amprenta, se vede. Exact. Deci, da, avem, din păcate, avem acest norab de a nu respecta legile, de a nu respecta regulile, proiectele. Dar proiectele nu sunt duse până la capăt, adică în sensul ăsta, la sfârșit mai lipsesc și întotdeauna taie costuri. Mai... Bine, acum, în ultimul timp, eu nu vorbesc neapărat de lucrări publice. Și acolo. Și cele private. Și cele private se întâmplă la fel. Bun. Pentru că niciodată, că apropo de chestia asta, întotdeauna de ce se întâmplă cu primăriile și așa mai departe, să știți că nici beneficiarii nu au toți banii înainte.
marea majoritate trăiesc cu impresia, mă rog, sau au niște vise care sunt cu totul diferite față de realitatea care o posedă, să zic, cu bani. Adică se pleci la o construire în locuințe cu 10-20 de mii de euro, e un pic hazardat, dar să știți că, până la urmă, visul, chipzuirea, după ce începi... Dar aveți o lucrare care vă place foarte mult așa cum a ieșit? Sincer, și puteți da ca exemplu? Sincer, acum, ca să... Nu vin nimic în minte, ca să... Am înțeles. Dar, cu siguranță, mi-ați pus o întrebare bună și... și mă voi gândi. Bun, sunteți arhitect. Da. Pașcanu nu are arhitect. De ce nu are arhitect? Dumneavoastră, de ce nu sunteți la primărie? Păi, probabil că, în primul rând, spuneați că a fost căutat un arhitect. Eu nu țin minte să fi fost scos concursul de arhitect șef la concurs vreodată. A fost la un moment dat. Probabil, nu știu, probabil că eram eu student, dacă într-adevăr a fost. Iar ulterior, nu pot să zic că îmi doresc postul respectiv. De ce? În niciun caz. Pentru că, sincer, ar fi o limitare pentru noi. Vă dați seama, nu mai putem profesa, iar eu am ales meseria asta din dragoste pentru asta a... Asta e un motiv pentru care n-au găsit. Pentru probabil. Că nu... De ce nu să lucreze să știți că în primărie? În a doua, a treia, mă rog, a doua perioadă a vârstei, când obosești să mai lupți cu... Când ți-ai organizare, da? Neapărat, da, în principiu, da. Sunt sigur că s-ar găsi. Într-adevăr, Pașcaniu, în Pașcani nu sunt arhitecți foarte mulți. Cred că mai sunt câțiva tineri în urma mea. Înaintea mea, cred că, cel puțin, am auzit de unul care era, dar... Pașcaniu are nevoie de un arhitect? Cu siguranță. Municipalitatea? Cu siguranță. Cu siguranță are nevoie de o... Pentru că cred că, profesional, așa, ar fi o limpezire mult a lucrurilor. Adică asta vreau să spun, că mi se pare că e un pic haotic abordată perspectiva urbanismului. Și, mă rog, nu neapărat a urbanismului, că urbanismul ține de un întreg, dar chiar și punctual, pare așa o lipsă de coordonare. Am multe întrebări să vă adresez pe partea asta, pentru că mie, ca jurnalist, și fac această meserie din 96, sunt multe chestiuni care nu mi le-am clarificat din punct de vedere urbanistic. De exemplu, punem frecvent aceste întrebări. Cam, care ar fi zona unde Pașcaniu s-ar putea dezvolta din punct de vedere urbanistic? Adică pentru case, pentru cartiere, apoi care ar fi zona în care Pașcaniu s-ar putea dezvolta din punct de vedere economic? Iată, avem mari probleme și am avut probleme și subiectul este încă discutat, deși suntem într-o anumită etapă unde anume să fie amenajat noul cimitir. Încă mai sunt voci care contestă... Spune că ne-a fi luat noi acolo. Exact. Din această perspectivă, lucrurile nu sunt clare. Ar trebui să fie așezate într-un plan asumat și cei care vor să-și facă o casă, vor să construiască, vor să facă investiții, ar trebui să cunoască foarte clar care sunt zonele și administrația, înainte de toate, să aducă investiții, să facă utilități și așa mai departe. Da. Păi, tot, mă rog, planul mare, coordonator al dezvoltării orașului, este acel PUG. Toată lumea vorbește despre el, dar, din păcate, el este din ce în ce mai puțin asumat, să zicem, sau, mă rog, prea puțin băgat în seamă, da? PUG-ul dă liniile de dezvoltare a orașului. Într-adevăr, cum spuneați, PUG-ul spune în zona aceasta se construiesc doar case. Bun, nu toți sunt în specialiști. Corect, ați nu. Păi citit încerc... PUG-ul Pașcanului? Da, l-am citit. Și ce părere aveți despre el? El expiră adevărat la sfârșitul anului. A inspirat deja, e prelungit. Până în 2023. A fost prelungit până în 2023, da. Ce să spun? Ideea este că în urbanism trebuie să înțelegem că urbanismul, în primul rând, este m-am blocat aici. Nu, în sensul că urbanismul este nu i-aș zice o meserie, este o știință, dar practic este o știință care înglobează cu multe alte științe, da? Este sociologie, este economie care, cum spuneam anterior, da, trebuie să dezvolți și în primul rând trebuie să ai viziune. Da, PUG-ul orașului Pașcani a fost încă o situație bună, în care prin 2010 sau 2009 a fost aprobat, da? Și acolo, să știți că erau niște linii de dezvoltare. Din păcate, ele nu au fost urmate.
Da, adică în zonele unde ar fi trebuit să fie, eu vorbesc cel puțin rutier, da? Era prevăzut o pasarelă peste calea ferată în drumul spre Luncă. Era prevăzută, dacă aici unde avem mai sus de Kaufland, da, unde sunt magazinele comerciale pe partea asta. Deci în spre Luncă spuneți că în Pugul, care în Pugul vechi, în Pugul de acum, era prevăzut o pasarelă. La Pugul 2, la uzina. Exact, peste unde este acum pasarela pietonală, da? Deci acolo ar trebui să fie un pod peste, nu se mai poate rutier? Face. Rutier, da. Interesant. Da, și în spatele școlii speciale, cum da, așa, da. Acolo tot așa, era o dezvoltare, trebuia să dezvolte, cred că primăria a și încercat să facă un puz, nu știu care e situația lui, o dezvoltare urbanistică pentru locuințe și pentru alte minuni. Deci era o axă care venea de la Luncă, trecea calea ferată în zona respectivă și se intersecta cu strada Fântânele, așa, din nou o altă soluție, era găsit aici și ar fi fost mult mai ok, pentru că s-ar fi rezolvat multe probleme de trafic, la ieșire înspre Gâștești, da, pe partea dreaptă unde sunt, acolo era prevăzută o bretea de circulație, da, adică la intersecția cu Boșteni se intra pe undeva în câmp și acolo se crea un spațiu pentru toate. Dar, din păcate, n-a fost nici acea gurmată, din cauza că solicita niște investiții în Pugul respectiv. În Pug sunt, dacă veți studia, veți vedea că sunt chiar cu MOV, ca să spun așa, sunt artere ce trebuie dezvoltate, lărgite și așa. Nu se fac. De asta spuneam și anterior că, din păcate, la noi, în ultimii ani, s-a ales să asfaltăm între două borduri. Da? Avem, dacă drumul este acesta, înainte îl asfaltăm, foarte bine, l-am asfaltat, felicitări, dar, din păcate, nu gândim o strategie de dezvoltare, adică poate acele două borduri, poate trebuie mărit drumul, poate trebuie îngustat, poate ne trebuie pistă de biciclete, poate avem nevoie între două borduri, putem să ne permitem și câteva parcări regulamentare. Este foarte clar că la Pașcani a crescut numărul de mașini, este foarte mare, în ultima perioadă a crescut foarte mult. Și trebuie regândită această structură, infrastructură, avem nevoie de parcări, e nevoie și de acel de plan de mobilitate, foarte important. Da, din păcate Pașcani e un oraș așa, între mai multe, adică e un oraș nici prea mare, nici foarte mic. Din sensul ăsta, noi am putea avea, de exemplu, nu prea rentează un serviciu de transport intern, să zicem, nu către suburbii, da? Ok, foarte bine că s-a atins acest punct. Aici, dacă întrebăm pe politicieni, cei care mai îndrăznesc să discute subiecte importante, și transportul comun este un subiect important. Da. Unii, pentru că a fost discutat în Consiliul Local viitorul transportului public local. Știm, regia este în faliment. Da. Și a fost dat serviciu unei alte societăți care a pierdut principalul obiect de activitate la cele pe Ecoser. Bun. Se cumpără autobuze, nu vreau să intru în amănunte de acest gen. Dar am înțeles, se cumpără autobuze sau se produce autobuze Euro 3. Da. Mă rog, sau Euro 4. Sau Euro 4. Da. Ok. Întrebarea este alta. S-a pus în balanță, bine, păstrăm serviciul, îl administrăm noi, sau, iată, a fost chiar un punct de vedere, o propunere să externalizăm. Așa cum se întâmplă și în alte localități, având în vedere că nu este atât de mare acest serviciu și poate, cu costuri foarte mici, poate să fie administrat de un privat, un transportator privat care are tot interesul să o facă. E păcat că ajunge la discuția asta, în sensul că întotdeauna recunoaștem că un privat ar face mult mai bine administrarea. Și nu e adevărat? Păi eu sunt fel convins că e adevărat, pentru că privatul se uită în buzunarul lui. Exact. Da, și într-adevăr. Doar că, să știți că la nivel județean este o problemă cu transportul public, cu liniile scoase. Consiliul Județean are 49 de linii și vreau să vă spun că zona metropolitană Iași este absolut criminal să mergi cu mijloacele transportului comun. Ăsta, lucrul acesta duce foarte multe mașini în oraș. Același lucru se întâmplă și la Pașcani. Din cauza că n-ai un serviciu relativ ok, constant, te poți baza pe el, cu un flux de călători constant ca să poată fi predictibil și din punct de vedere financiar al primăriei, da?
Atunci îți vin foarte mult, cel puțin în zona suburbană sau așa, vin înăuntru, cu mașina, da? Avem 114 taxiuri, dacă nu greșesc. Și care funcționează, adică altcumva nu le-am găsit la stradă. Asta, dacă într-adevăr s-ar crea un serviciu de transport corect, mă rog, cât se poate, adică nu vorbesc legal, ci cinstit, să zicem, față de călători și din punct de vedere al costurilor și din punct de vedere al calității practicate, cu siguranță s-ar mai reduce presiunea aceasta a traficului care se întâmplă. Dacă ai cu ce să mergi din deal în vale, sunt bătrâni care... Ar fi ideal, nu? Ar fi ideal, asta spun. Dar orașul este micuț. Eu, sincer, acum vă dați seama, eu am copilărit și am stat aici și stau aici, eu văd, nu țin minte, și taxiurile au apărut foarte târziu în Pașcani, cred că după 2010 sau ceva de genul, adică știu că erau două, trei taxiuri, au venit cei la Transbus Codreanu, de mi-aduc aminte primele, a fost un wow, taxiuri în Pașcani, toată lumea venea, rudele noastre din București, așa, dăm și mie un număr de taxi ca să mă duc de aici acolo. Nu exista așa ceva, a venit târziu. Deci asta zic, că cred că este nevoie de un transport public civilizat, cred că e cel mai bun cuvânt care ar putea descrie, dar trebuie găsită soluția... Va fi un subiect care cu siguranță va fi discutat în viitorul mandat, în viitorul Consiliu Local. O soluție pentru ce se întâmplă astăzi în oraș ar fi mult, mult așteptată centură. Tot discutăm de ea, văd că a murit oricum, pare că a murit din priorități. Un subiect care, nu știu dacă... Tare complicat, da. Subiectul, pentru că unii susțin că acel proiect care a fost depus și stă în așteptare prin sectoarele guvernului ar trebui reactivat. Alții spun că ideea a fost pusă în acel proiect mare cu autostrada. Practic, dacă va fi făcut autostrada, Pașcani trebuie făcute căi care de conectare între municipiul. Bun, adevărat. Acum nu știu dacă traseul va fi într-adevăr cel care tot este promovat așa și la autostrada Suceava. Nimeni nu știe. Da, absolut nimeni nu știe. Într-adevăr, dacă acele două investiții s-ar realiza, probabil că centura de ocolitoare nu și-ar mai avea rostul. Dar până atunci, acum nu știm că e posibil nivelul de așteptare să fie de 10 ani sau poate fi de... așteptăm încă 30 și nu se întâmplă. Cum Pașcani nu a avut și nu are bani pentru a face din bugetul, din taxă și nici nu mă aștept din bugetul local, adică mă închipui, văd cum se târie bugetul local, dar cu siguranță cu presiuni și cu statul la ușa ministrilor transportilor. Mai funcționează chestia asta? Eu sunt fel convins că funcționează. Credeți că nu... Adică nu ar trebui să funcționeze. Nu, în niciun caz, nu. Cred că totul ar trebui să fie instituțional, corespondența, corect, da. Dar, din păcate, cred că, indiferent din cele două partide care vin la guvernare, eu sunt fel convins că funcționează tot pe ăștia săi noștri, acum îi ajutăm pe ei. Sau ca un fel de un fel de răzbunare. Din păcate, noi asta încercăm să credem că vom putea schimba ne venind din interior, pentru că eu înțeleg și chestia asta cu datoriile pe care le ai față de votanții tăi și așa, și de acolo probabil vine presiunea, dar cu siguranță oamenii noi sau... Eu nu știu nimic, trebuie să recunosc lucrul ăsta sau aproape nimic despre PUS Pașcani, nici despre USR nu știu mare lucru. Da. În ultima perioadă văd așa un interes mai mare de comunicare pe rețele de socializare. Cine este PUS la Pașcani? Păi, PUS la Pașcani, în primul rând, sau mă rog, în primul rând, aici subsemnatul, dar sunt, mai avem, noi PUS avem o altă structură organizatorică. Noi nu avem filiale. În județ. Noi avem o singură filială județeană, dar urmând ca la nivel local să activăm în dreptul unor comunități locale. Dar comunități locale, de exemplu, Pașcani este... Deci nu aveți o organizație, să spunem, locală cu președinte și structură? Nu. Am înțeles. Deci nu. Deci noi funcționăm în comunități, da? Undeva oficial, la 6.000 de locuitori, 6-7.000 de locuitori, aveam câte o comunitate. Pașcani este, de exemplu, împărțit zonal în 5 comunități. Serios? Da. 5 comunități, pentru că ideea a fost... Și sunt responsabili?
Nu toate sunt activate, nu în toate comunitățile avem câte 5 membri. Sunt, de exemplu, comunitatea în care activez eu. Și care sunt cele care... 5 comunități în Pașcan? Păi nu avem nume. Adică ea este împărțită geografic. Administrativ, da. Da, în principiu ar fi o zonă, să zicem, așa, din ce mi-aduc aminte, că nu am stat să studiez, dar în principiu zona gară cu zona lungă ar fi și cu Blăgești o zonă, zona vale în partea stalantă spre Peștișorul și așa ar mai fi o altă zonă, zona deal este și ea împărțită în două și ceva suburbii câștești Boșteni. Am înțeles. Deci, atipic, oarecum. Atipic, pentru că... De aia că vă înțelegeți cu alții. Dar nu, că noi... Sau nu vă înțeleg alții. Nu, pentru că noi am plecat de la ideea că problemele trebuie să plece din comunitate de la bază. Adică acel reprezentant care acela, discută, exact. Care... Deci acea comunitate are un coordonator de comunitate care discută problemele în localitate, le transmite mai departe și la final nu avem deci o filială, da, dar fiecare facem comunități reunite și discutăm problemele. Înțeles. Din... acest mod diferit de organizare. Da, probabil că știți cum e? Avem avantaje și dezavantaje. Dezavantajul ar fi faptul că nu ne înțelege lumea, cum spuneați adineori, da? Dar să știți că avantajele sunt foarte mari, pentru că problemele le vedem de la rădăcină. Am înțeles. Bun, dar un parteneriat, iată, cu USR-ul, vă ajută sau nu vă ajută? Nu pot spune că ne ajută, nu că pot spune că ne încurcă. Instituțional, cu siguranță, având doar o filială județeană, ei sunt cei care, practic, au o identitate juridică, să zicem. Bun, la Iași USR-ul merge cu plus. Da. În țară la fel, la Pașcan va fi la fel. Vor fi liste probabil că vor da? Fi, cu siguranță. Probabil, adică încă se mai discută. Încă se discută, încă nu avem semnat protocolul, dar nu cred că Pașcan va fi oaia neagră a alianței. Bun, deci urmează să fie semnat un protocol între cele două partide, da? Bun, când se va întâmpla lucrul ăsta? Informații sunt din zi în zi, ar trebui discuțiile. E o chestiune de zile? E o chestiune de zile, da. Și urmează să va fi o ședință comună sau ce va fi? Da, cele două președinte de organizații județene vor semna protocolul în numele nostru. Am înțeles. De aici pleacă. Și asta ar însemna să aveți liste comune pentru Consiliul Local, da? Și corect. Să sprijiniți candidatul pentru primărie, da. Candidatul USR-ului în cazul de față. În cazul de față, plus neavând un candidat, nu păcat. Am... Păcat. Păcat, e adevărat, dar am considerat că n-am putut duce până la capăt lupta, neavând destul susținători. Sincer, o campanie nu o poți face în 2 ani. Adică indiferent cum sunt alte partide. Cum va arăta lista pentru Consiliul Local și dumneavoastră dacă veți fi prezent pe listă? Discuțiile nu s-au încheiat, v-am spus. În principiu, eu mi-am arătat disponibilitatea de a participa și de a candida în Consiliul Local. Eu, în momentul de față, sunt candidat la Consiliul Județean, dar mi-am arătat disponibilitatea. Dacă colegii mei vor considera că vor avea nevoie de un arhitect, cu siguranță mă voi regăsi. De exemplu, mi-aș dori să fiți în Consiliul Local. Adică, colegi, știu că e unul acolo care se pricepe și poate interveni atunci când se discută chestiuni serioase despre urbanism. Cu siguranță, dacă nu voi reuși, dacă colegii mei nu vor considera că e necesar ca un arhitect să fie așa, cu siguranță îmi voi arăta disponibilitatea și îi voi ajuta cum voi putea din spate. Da, s-a făcut o listă, măcar alfabetic, se știe... Da, sunt. Avem o listă de consilieri locali posibil. Pe fiecare partid. Candidați să fieți în lista aia? Da, sunt pe poziția 1 la plus. Rămâne să fie stabilită paritatea și ordinea, da? Exact, acolo. Și ordinea și, nu în ultimul rând, vă spun sincer, dacă nu văd deschidere din partea colegilor, pentru că noi trebuie să facem o echipă. Dar eu nu mai cred, cum vă spuneam anterior, nu cred că există un singur om salvatorul providențial care e un superman, da? Eu cred că în echipe foarte mult, pentru că păi mai oameni, sunt genul ăsta de oameni. Nu știu providențial salvator, eu cred că nu mai sunt de mult. Tind să cred că unii se cred în continuare că fără ei nu se termină, nu începe și nu se termină. Corect, dar eu cred că echipa trebuie să fie o echipă bună, iar dacă reușim să facem o echipă bună, sunt fer convins că nu vom dezamăgi ca asta. Aveți o dificultate, eu sincer n-am înțeles, aveți o dificultate în a sprijini candidatul USR-ului, totuși USR Plus a ales să aibă candidat la primărie o doamnă distinsă, dar care, iată, este pensionar. Poate, eu, de exemplu, mi-aș fi dorit un tânăr
USR Plus să vină cu un tânăr. Nu pot spune că avem o dificultate din acest punct de vedere. Este decizia colegilor noștri, noi o respectăm. Cu siguranță în USR, cât și în Plus, dacă ar fi fost pe competențe, cu siguranță ar fi găsit oameni poate la fel de competenți care ar putut să ia această. Dar este și o chestie de voință la urma urmei. Și vă spuneam, în orașele mici, probabil că nu este foarte ușor să scoți capul și să încerci să... Deci din punctul ăsta de vedere, doamna Petrescu, de apreciat că și asumă... Exact, da. Probabil că este singura, probabil, de la USR care și-a dorit cu adevărat, pentru că cu siguranță toți ne dorim, dar nu întotdeauna avem și curajul de a merge până la capăt cu această candidatură. Am câteva întrebări mai serioase decât cele până acum. Este Pașcani un oraș frumos sau urât? Ați spus că este cenușiu, dar unii, iată, în ultima perioadă, de exemplu, am văzut fotografii care chiar mi-au plăcut. Chiar câteva filmări din dronă. Pașcani are câteva pete de culoare și arată superb. Știți, asta e maestria fotografului. Știți că nu oricine poate scoate poze. De asta spun că fotografii au talentul lor să găsească pozițiile. Și sau e bine să vedem, că vedem și lucrurile frumoase. E bine că demonstrează talentul fotografului, da? Dar e rău pentru că nu orice poză. Adică nu suntem în niciun caz Paris sau nu știu. Evident că nu. Asta spun. Deci nu orice poză surprinde o frumusețe. Într-adevăr, orașul nu pot spune că este un oraș urât. Structurat, într-adevăr, după anumite criterii care, când a fost dezvoltat el, atunci așa erau regulile, cu restricțiile de circulație, cu restricțiile perioade, da? Adică nici nu mai vorbesc de mobilitate, că ne întoarcem la... Atunci erau probabil 100 de mașini în tot orașul și acum... Am văzut că unii, de exemplu, detestă, îl fac în tot felul, mai ales pe rețele de socializare. Deci, sunt alții care îl apără și zic, bă, este orașul nostru, chiar unii plecați în străinătate. Este orașul nostru și dacă vă uitați, deși n-am văzut niciun catalog de turism care se înceapă cu poza Pașcanului, adică... Și nici nu cred că va fi și, într-adevăr, sunt unii care... Să fim probabil, de ce ar veni un turist la Pașcan? N-avem un asta muzeu. E, asta e întrebarea. Și nu cred că doar un muzeu. Să știți că, uitați, sunt multe orașe în Europa care s-au dezvoltat în spatele unui icon, o clădire icon, o icoană. Da. Rog, ceva reprezentativ. Da? Avem, nu știu, la Bilbao, muzeul Guggenheim, da? Făcut de un arhitect celebru, Frank Gehry. Și Pașcan are ceva reprezentativ? Nu cred. Nu văd. Probabil că cele mai celebre sunt scările, așa, judecând după ce văd din exterior. Nu le uiți, toată lumea ne întreabă, mai aveți dealul și valea? Bineînțeles că mai sunt, adică... Nu vor să schimbe acest simbol, unii vor să vină cu chestii mecanizate, vor să pună scările. Nu cred că va fi cazul vreodată, adică ne-am născut cu el și eu nu cred că ar fi, acum sincer, facem o telegondolă pentru a urca scările, adică în loc să punem unul, dacă facem așa, cumpărăm un autobuz, punem la poliție un autobuz care se urce pe mai vizitez și... Deci este un oraș relativ ok, în limitele frumuseții, adică din păcate este dezvoltat un pic haotic și din ce în ce mai haotic, în sensul că începe să se întrepătrundă cât mai mult zonele, adică nu mai este o zonificare așa exactă. Este. Și presiunea lucrurilor nefăcute exact, s-a făcut în care se vede. Da, adică chestia asta afectează modul de viață al cetățenilor, pentru că nu este confortabil să locuiești lângă, nu știu, lângă un service auto, să zicem. Nu pot să nu vă întreb, pentru că au fost discuții serioase, pro și contra. Sediul administrativ al primăriei. Una dintre cele mai mari primării, sunt convins, din județ, dacă nu din țară, raportat la populație. Ce părere aveți? Și alături, iată, o catedrală, care arată din ce în ce mai bine, dar locul unde este amplasată a stârnit multe reacții pro și contra. Oamenii, în mod evident, s-au obișnuit, dar încă nu este activitatea în totalitate desfășurată acolo. Să știți, chestia asta cu obișnuința și are o istorie lungă, adică în sensul că prima dată cei de la Paris, când au construit turnul Eiffel, era o grozăvie, nu se putea exista, era o blasfemie pentru oraș. La sfârșit a ajuns simbolul Paris. E adevărat că nu e bine să ne... Adică ar trebui punctele de vedere să ne spunem înainte de a se realiza investiția, aceeași poveste și catedrala la București și cu catedrala de aici.
primăria. Deci primăria cred că a fost, acum să o luăm cinstit, a fost probabil soluția cea mai bună aleasă pentru a se finaliza lucrarea. Așa este. Pentru că am fi avut acum, avem în centrul Bucureștiului, da, Casa Radio, dacă nu mă înșel, care este în același stadiu în care era acum 30 de ani, pentru că n-a mai fost interes și nu avea o destinație care să justifice. Rețeaua lăsată în urmă, eu l-am criticat foarte mult pentru această chestiune, dar a reușit, probabil asta a fost singura variantă, a reușit să valorifice această construcție lăsată. Corect. Din păcate, na, avem nefinalizată. Ar fi fost și alte investiții de finalizat. S-a decis asta, a rămas în urma lui aceasta, de acum putem doar comenta. Bine că s-a făcut, eu ca om al... Se conturează o zonă centrală cu o altă față aici. Da, da, ar fi fost și mai este și acel părculeț din dreapta primăriei, care dacă ar fi un pic mai îngrijit, mai... așa este. Dar asta e o chestie generală, probabil că orașul practic de aici, dacă ar fi mult mai îngrijit, adică chestia și de aici pleacă mica urțenie, pentru că nu observăm, dar când mergi pe stradă și vezi mizerie, vezi, care e adevărat, e vina împărțită și unii cetățeni nu respectă și nici autorități, mă rog, prin serviciile din subordine, nu chiar se acționează. Păi asta e realitatea, adică da, fac efortul, dar nu suficient, se vede. Exact, și probabil și niște campanii de conștientizare, adică cred că costă exact cum vorbim tot timpul în sănătate, că sunt, să facem campanii de prevenție, să ne mergem la controle periodic, așa, așa și aici cu curățenia, dar cred că dacă s-ar face anumite campanii de conștientizare, n-am prea văzut, mai publicăm câte un coș de gunoi răsturnat, îi batem obrazul, dar din păcate educația civică în școli mai greu. Și amenzile. Și amenzile, să știți. Fără amenzi nu se poate. Nu știu dacă neapărat cu amenzi. În străinătate, dacă aruncați o hârtie pe stradă, ce se întâmplă? Nici nu se pune problema în străinătate, nici nu îndrăznești, pentru că nu știu dacă observați și în străinătate întotdeauna respecti când ai ieșit din țară, când ai mers până în Vama, în Adlac, la Unguri, da, mergi cu 120, cât mai repede să ajungi și după ce ai depășit, ai limită de 60 mergi. Deci, nu știu, e o rușine sau frică, nu-mi dau seama, dar e o chestie subconștient, lucrează mult mai mult. La fel și cei din străinătate, să știți că acolo sunt foarte civilizați, foarte respectuoși, nu știu, de frică sau... Dar așa este, probabil că ce se întâmplă în jurul lor, da, dă impresia că ar trebui să intre și ei în mediul respectiv. Și atunci când se întorc în țară, dă-i, nu mai... Încă o întrebare și luăm o scurtă pauză de publicitate. Pugul Pașcanului a fost prelungit până în 2023, dacă nu greșesc. Da. Se încearcă o achiziție publică care, am înțeles, înainte de a intra în emisiune m-am interesat, am înțeles că ar fi blocată pentru că cei de la achiziții vor ca toată suma estimată ca fiind necesară, cu aproximativ 1 milion de lei, să fie rezervată în bugetul local. În momentul de față este mult mai mică pentru alocația bugetară din acest an, 100 și ceva de mii de lei, adică foarte puțin în comparație cu cât ar fi necesar. Deci ne aflăm într-un blocaj administrativ, dar sper să fie depășit. Și urmează să fie făcut un nou pug. Asta este important. Pașcanul să aibă, iată, o nouă previziune, o nouă estimare urbanistică, cu noi linii de dezvoltare. Cum credeți că ar arăta sau ar trebui să arate sau care ar trebui să fie elementele de care să se țină cont în acest pug, care va fi valabil pentru din 2023, pentru următorii 9 ani de zile. Este puțin, foarte important. Cel puțin. Cu siguranță eu m-aș bucura să se lucreze în coadă, mă rog. Chiar este nevoie de viziune aici. Cu siguranță și eu sper ca cei care vor lua contractul, da, să fie oameni care se vor apleca, pentru că să știți că din cauza vitezei și din cauza... este posibil să ajungă contractul către o firmă care e posibil să nu treacă prea des la Pașcani sau să nu facă dezbateri. Asta ar fi foarte rău. Se întâmplă, să știți că dezbaterile publice, cetățenii nu sunt foarte implicați, nu avem un spirit civic dezvoltat, adică trebuie să fim cinstiți, chiar dacă ei se trezesc cu investiția și la sfârșit zic, domnule, dar ce nu m-ai întrebat? Da, a fost dezbatere, dar n-ai participat. Deci, stimate, sunt consilieri habarniști.
Dar nu vorbesc de consilier, că nu consilier consilier, doar aprobă. Eu zic dezbaterea Pugului, se face dezbatere publică nu cu consilierii, dar se fac cu cetățenii, da? Care fiecare își ridică problemele și, mă rog, se găsesc soluții, proiectanții sau, mă rog, urbaniștii încearcă să găsească soluții. Asta spun. Dezvoltare cu siguranță, cu siguranță, pentru că zona industrială a cam dispărut, să zicem, sau, mă rog, au intervenit alte funcțiuni în zona ei. Cu siguranță pentru Pugu Pașcanului ar trebui căutată o nouă zonă de dezvoltare. Poate vom găsi în sfârșit și o zonă pentru acel parc industrial mult visat de Pășcăneni ca o soluție. E o temă extrem de interesantă. Unii susțin, în special politicienii, că Pașcanul ar avea nevoie de un parc industrial. Da. Când te duci și discuți cu oamenii de afaceri care au afaceri în Pașcani, unii spun că, dom'le, nu asta e problema. Problema e forța de muncă. Nu am oameni să angajez pentru business-ul pe care îl am. Corect, își văd cumva... Eu cred că Pașcaniu încă beneficiază din bazin demografic suficient pentru... E adevărat că nu avem, poate, specialiștii, ce e bine, dar nici salariile, să știți, că nu sunt motivante sau nu cred că sunt motivante pentru tinerii din zona Pașcaniu. Se leagă, da. E un cerc vicios, vă spuneam anterior, da? Nu oferi salarii, nu-ți rămân specialiștii, pleacă la Iași pentru, poate nu fac aceleași lucruri, dar cu siguranță fac lucruri care sunt profesioniști sau... Deci asta spuneam, că cred că o zonă industrială și nu neapărat pentru mă rog, oameni de afaceri din Pașcani. Eu sper că totuși vom atrage ceva industrie mai serioasă. Și nu uitați că, discutam anterior, avem acest mare avantaj. Vom fi la intersecția două autostrăzi. Că vom fi peste 5 după ani. După ce vor fi autostrăzi, dacă vor fi... Cu siguranță. Vedeți că Romanul... Pus în lumină. Nu mai vom... Că tot timpul noi tragem și ne comparăm cu Romanul, cu Târgu Frumos, mă rog, cu așa... Romanul are greșit. O greșit, da. Romanul este mai mare, are o istorie și o tradiție mai mare. Este a avut metrotubul, a avut... Este în drum. Exact, este în drum. Dar un drum care, din punctul meu de vedere, nu este un mare avantaj în momentul de față. Mă rog, în momentul de față este un mare avantaj, dar Pașcani ar avea, dacă ar reuși să-și plutească avantajul ăsta și nu vom pierde încă dacă tren, vor fi autostrăzi până dacă vor fi, și vor fi, adică eu cred că eu... Să zicem că paranteze se deschid și se închid pe acest subiect. E adevărat că înainte de alegeri tot timpul vom avea siguranță. Ulterior, etapele nu mai sunt așa de repede arse cum sunt în campanie electorală, dar eu totuși cred că în câțiva ani nu reușesc să-mi dau seama câți, probabil că cel puțin 10, pentru dacă chiar ar fi treaba serioasă, dar dacă nu, poate chiar mai mult, dar le vom avea, dar trebuie să fim pregătiți. Pugul Pașcani trebuie să fie pregătit pentru acele autostrăzi. Am înțeles. Se văd diferența, iată, la Târgu Frumos, care este în drum, orășel care este în drum și avantajele se văd foarte clar. Pașcani este ocolit și... Pașcani a fost un mare nod de cale ferată. Din păcate, calea ferată este în decădere, așa cumva, lipsa investițiilor pe calea ferată. Noi puteam profita foarte mult dacă, într-adevăr, se dezvolta calea ferată. Aveam remarul, aveam calea ferată, aveam intersecția. Nu mai este cazul. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim. Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața. Poartă-o pentru că pericolul nu a trecut. Poartă-o pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă-o pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de până acum. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. În fiecare zi, spitalele din România au nevoie de sânge. Mii de operații așteaptă sângele tău. Programează-ți donările în fiecare an. Fii un erou anonim. Fiecare picătură de sânge contează. Vorbește-le celor apropiați despre donare. O campanie națională a Institutului Național de Hematologie Transfuzională de conștientizare a nevoii donării de sânge și plasmă. Campania se adresează persoanelor cu vârsta cuprinsă între 3 și plus 50 de ani. Ne vedem la donare! Poartă mască de protecție corect. Îți poate salva viața. Ai grijă să îți dezinfectezi mâinile înainte să o atingi. Pune partea colorată în exterior. Fixează-o cu ajutorul firelor elastice trecute prin spatele urechilor. Poziționează-o ca să acopere atât nasul cât și gura.
identifică latura cu fir metalic și pliază-o pe forma nasului. Îndepărtează-o trăgând de elasticul din spatele urechilor. Aruncă-o la un coș de gunoi cu capac. Spală-ți mâinile după ce ai aruncat-o. Poartă mască, arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Da, am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Invitatul meu de astăzi, domnul Florin Botnar, de la Plus Pașcani și USR, Plus Pașcani. V-am spus, deocamdată încă nu am făcut adunarea oficială, okay. Se discută acum în mod... Arhitect, pentru că asta este mai important și ăsta a și fost motivul pentru care l-am invitat în studio, pentru a discuta chestiuni privitor la partea urbanistică din Pașcani. Și poate ajunge în Consiliul Local și va avea posibilitatea să miște lucrurile, să rezolve o parte din chestiunile pe care noi le punem în discuție de mult timp. Iată, o problemă pe care tot o discutăm este următoarea. Pașcanul nu prea are zone de agrement. Știți, cei care aveți copii, sunteți tineri, vine weekendul. Unde anume vă duceți? Unde ieșim în acest weekend? Nu prea aveți unde în Pașcani. Cei care au o mașină, au ceva bănuți în buzunar, se mai duc pe la Iași, pe la Suceava. Iată, și cunosc cazuri concrete, ai copii și vor să facă cursul de not. Nu poți să rezolvi problema asta la Iași, te duci la Târgu Frumos, culmea, la Târgu Frumos, te duci la Suceava sau la Iași. Și foarte multe alte chestiuni care nu le găsești în Pașcani și care țin de viața socială. Până la urmă, punem în discuție dacă avem un serviciu sau dacă avem servicii publice, dar eu cred că contează foarte mult și viața socială, viața noastră, nu? A noastră plătitor de taxe și impozite locale. Ajungi acasă, ai două zile libere sau mai puțin și simți nevoia să ieși undeva să ai preocupări de familie, să te poți distra undeva. Ori la Pașcani lucrurile astea nu prea le găsești. Nu prea le găsești. Bun. Din această perspectivă, se tot discută de o zonă de agrement. Parcul municipal din Pașcani a fost reabilitat din fonduri europene. Avem alături un lac. Un lac care nu arată destul deloc bine, nu destul. Deci nu arată deloc bine. Mi-aduc aminte când eram tânăr, adolescent, era zona unde mergeam foarte des și o zonă care era foarte apreciată și căutată în special de tineri. Acum lucrurile s-au schimbat radical. Adevărat, și eu mi-aduc aminte când eram tânăr, zona respectivă, cel puțin Insulița, era un... Insulița, nu? Era plină de tineri. Cred că toți tinerii au avut primele experiențe pe Insulița. Bun, acolo miroase îngrozitor, un iată, mal este surpat și sunt probleme serioase în ceea ce privește soluțiile pentru ca această chestiune să fie rezolvată. S-au făcut studii și costurile estimate sunt îngrozitor de mari. Se fac, înțeleg, alte studii, se încearcă alte soluții acolo și am văzut, spre surprinderea mea și să fie așa, să dea Dumnezeu să fie așa, pe prognoza de cereri pentru fonduri europene, pentru viitorul ciclu, Primăria Pașcani a trimis către ADR Nord-Est o informare că vor să atragă fonduri europene pentru reabilitarea întregului parc și a lacului Peștișorul. Evident că sunt lucruri de durată și etape de parcurs. Cel puțin 7 ani, probabil. Dar întrebarea este ce facem acum și dumneavoastră cum vedeți lucrurile că pot fi rezolvate acolo? Nu știu, fără să intru în detalii tehnice foarte mari. Eu mi-aduc aminte că în urmă câțiva ani chiar eu am realizat pentru cineva din oraș care își dorea concesiunea zonei respective, am făcut o propunere. Ajunge fix la aceeași chestiune. Deci, nu știu, pot fi concesionate unele lucruri. Eu nu știu de ce nu s-a concretizat, n-am detalii de acest, dar poate dacă nu reușim să administrăm noi, poate reușim să concesionăm și să dăm unui investitor care are un interes pentru zona respectivă. Sunt foarte multe, vă dați seama, lacul e destul de mare. S-ar putea realiza o zonă de agrement frumoasă. Mai avem lângă fostul ștrand sau ce este acolo, cu siguranță și acolo s-ar putea găsi o funcțiune. Înțeleg că
sunt probleme, un an, doi, dar le rezolvi. Adică au trecut ani de zile, acel zonă este uitată, practic, de autorități. Asta e situația. Ce să faci? Sperăm să se rezolve până la urmă, dacă e o problemă legală. Deci spuneți că lucrurile pot fi schimbate? Cu siguranță, cu siguranță. Eu întotdeauna spun că nu există... Și acea consolidare, cum credeți că poate fi făcută? Pentru că totuși, eu nu sunt specialist în domeniu, dar malurile alea puse așa drept, nu poate să fie în regulă. Deci eu nu sunt inginer ca să dau soluții pentru un zid de sprijin acolo. Cu siguranță nu este cea mai mare și cea mai grea lucrare care s-a văzut în județ sau chiar în oraș. Adică da. Vă dați seama, oamenii au fost și pe lună între timp. Deci nu, cu siguranță un zid de sprijin poate ajunge la costuri mari, dar eu sunt ferm convins că întotdeauna spun, haideți să facem proiecte bune, cu siguranță finanțare îți va găsi. Dar adică nu există un proiect nefinanțabil în momentul de față, cred că pe care se poate, adică nu gândim. Într-adevăr, poate că șosea de centură nu este finanțabilă din bugetul local, dar un zid de sprijin sau o zonă... Aproape 20 de miliarde, dacă nu greșesc, a fost o estimare pe ultima, pe ultimul proiect. 20, adică 2 milioane de... Da, pentru consolidarea unui adică 400 de mii de euro. E un pic, probabil, exagerat. Pare, și cel puțin. Da. E adevărat că proiectele, cum să vă spun, ele trebuie făcute la anumite standarde, normativele și așa, nu sunt opționale. Când ai bani puțini în buget, te întrebi, bine, dau banii ăștia pentru un mal sau fac altceva? Și oricum acolo trebuie pus în siguranță zona respectivă, în orice caz. Deci cu cât o lăsăm așa, cu atât el se va prăbuși. Trebuie găsit o soluție de rigidizare a malului respectiv, nu știu. Probabil că ar trebui pusă înapoi apa, curățat zona bazinului, pentru că și vă spun, calculele toate se fac cu presiunea apei în lac. Da, adică calculele așa se fac, când scoți apa din lac, apa nu mai împinge. Da, se întâmplă. Și da. Într-adevăr, ele sunt vechi, au fost făcute, n-au fost întreținute atâta timp. Acum na, tragem. Deci acolo ar putea fi o pată de culoare. Cu siguranță s-ar putea face și nu cred că e singurul loc unde s-ar mai putea investi. Unde s-ar mai putea? Mi se pare ar putea să aibă un parc. Este în Roma, de exemplu. Bun, acolo ar fi natural pentru că acolo avem deja infrastructură și așa mai departe. Mie foarte degradată mi se pare și s-a creat un haos în zona stadionului. Deci zona stadionului este relativ o zonă bună. Aveam ștrandul, avem stadionul lângă. Se poate face altceva. Eu cred că se poate face cu totul altceva. Acum, stadionul, din păcate, nu știu, echipa cât mai este, cât nu mai este. E să împădurim, poate aia lucrată îi ajută și pe ei. Nu știu, asta spun. Nu zic să renunțăm la stadion, dar eu cred că infrastructura în zona respectivă ar trebui îmbunătățită. Poate dezvoltarea unui stadion, am înțeles, s-a propus la CNI o nouă bază de tip sportiv în spate, la stadionul Siretu, din câte înțeleg. Poate rămânem doar cu stadionul Siretu, îi facem două, trei tribune mai bune și zona asta o readucem publicului, practic, pentru că înțeleg de la colegii mei care, mă rog, după cum vedeți, eu nu fac foarte mult sport, dar care mai fuge sau mai încearcă să aleargă pe stadion, tot timpul este protejat gazonul, tot timpul, adică cetățenii ar trebui totuși să se bucure și ei cât de cât de zona respectivă, dacă tot... Da, bine spuneți, așa este. Acolo lucrurile par să fie mai degrabă private, deși vorbim totuși de finanțare publică și un club public și scăpate de sub control. Adică vă dați seama cum ar fi acolo să fie bazinul, da? Sau, mă rog, viitorul bazin, dacă se va realiza. Că vom vedea cum va rămâne cu investiția. Avem o sală de sport, avem o bază sportivă, așa, și acolo cred că ar trebui mai mult deschis publicului, nu doar cu acele uși, dacă vă știți că este o poartă care se închide și deschide, nu știu, după anumit program, care nu-mi dau seama care este, dar și unde ar trebui totuși redeschis publicului și ar fi o zonă de agrement. Adică, se discută și acest subiect al noului cimitir din Pașcani. S-a găsit o soluție, nu știu dacă este cea mai bună, dar s-a găsit o soluție cu care se merge înainte. Suntem într-o anumită etapă de
achiziționare a serviciilor pentru proiectare, pentru execuție, pardon, se chiar eu am tras semnal de alarmă, că, mă rog, un semnal de alarmă, în sensul că a fost scos la PSAP achiziția, dar la un moment dat s-a retras. Am văzut eu justificarea, dar nu stă în picioare din punctul meu de vedere. Oportunitatea e a primăriei, e adevărat, scoate cum vrea ea. E adevărat, dar în momentul în care eu nu știu, din câte știu, nici măcar proiectantul inițial al lucrării... L-au retras și s-au terminat de dat ofertele. Proiectantul inițial al lucrării nu a vrut să vină la... Știți cum e etapizarea asta a proiectelor? Este studiul de fezabilitate inițial, da? În care se bugetează, se face o soluție corectă. Dacă acel studiu de fezabilitate nu e făcut corect, cinstit, pe valori reale și așa, la sfârșit, toată investiția pleacă prost și ajungem rău. Ei, acest subiect a fost gestionat tare prost. Acum se încearcă o altă soluție și anume să fie ruptă în două investiția, să fie făcută o primă investiție. M-am uitat un pic pe SF, sincer. Doar pentru împrejmuire și amenajare teren și apoi clădirile, acea capelă și clădirile administrative. Care oricum sunt urâte, sincer, din punctul meu de vedere. Întrebarea este alta. Dumneavoastră, ce credeți? Amplasarea? Acum este prea târziu, ca credeți? Să mai spun pentru că părerea. Sunt politicieni care promit, care merg și discută cu oamenii de acolo și le promit că dacă vor ajunge la primărie, vor muta. Nu, să mute, nu e nicio problemă. Mai poate facem al treilea cimitir, nu zic. Știți cum eu... Știu că s-au ars niște etape și niște bani, dar oportunitatea a fost a primării. Dacă ea a decis să fie acolo, nici eu nu consider că e cea mai bună variantă. Dar eu am intrat în politică anul ăsta. Capașcanul mai are teren, știți, mai are teren la dispoziție. Nu, nu, dar cu siguranță, adică se poate expropria de utilitate publică, din câte știu, există și... Adică s-a cumpărat, adică piața liberă cu siguranță găsim teren. Nu e cea mai bună amplasare, dar dacă deja am ars atâția, de atâția ani vorbim, de 15 ani, 20 de ani sau de când pleacă discuția asta. Subiectul se discută de da, ei, au fost acolo niște procese, din câte știu, ulterior am făcut studiul de fezabilitate. Acum ce să facem? Să renunțăm? Facem și proiectul tehnic și renunțăm la investiție și o mutăm în altă parte și o luăm la capăt încă 10 ani. Pașcaniu are nevoie de un cimitir decent și civilizat, da? Cum are nevoie de multe servicii decente și civilizate, da? Cimitirul din deal este neîncăpător în momentul de față și este un haos acolo de nedescris. Deci noaptea, ziua, nici nu mai contează. Deci nu e administrat deloc cum trebuie. Și cu siguranță primăria... Cine îl administrează? Că nici asta n-am reușit. Nici asta nu reușim. Noi plătim într-un loc, înțeleg că plătim... nu prea legal, sau cel puțin așa înțeleg. Deci, prin urmare, cimitir este nevoie. Că asta ne este religia, așa suntem noi îngropați. No. Am câteva întrebări care țin mai degrabă de activitatea politică. Pentru că, da, dincolo de profesioniști, oamenii care își asumă acest rol politic, odată veniți în Consiliul Local, sunt momente în care trebuie să îți asumi și responsabilități politice. Și Pașcani a fost pus în astfel de situații în care Consiliul Local, consilierii, să-și asume politic anumite chestiuni, anumite direcții. Au fost momente, iată, privind viitorul serviciului de încălzire. Și nu, am dat un exemplu, dar da, au fost momente în care apa și altele, da? Și aș vrea să cunosc punctul dumneavoastră de vedere pe anumite chestiuni. Se tot discută, dar mai mult în presă, pentru că în Consiliul Local, pe bune, pe cinstite, cu documentele pe față, nu prea se discută. Despre construcțiile ilegale din Pașcani. Și nu sunt puține, sunt multe. Din diverse motive. Unele au fost construite cu voia administrației locale, altele fără voia administrației locale. V-ați răspuns singur la întrebare. Din punctul meu de vedere, nu știu, eu am tot văzut că sunt niște rapoarte ale poliției locale. Sincer, nu le-am primit, nu le-am văzut, cred că sunt secrete. Ele sunt publice. Cine le poate le găsește? Da, nu am reușit. Noi le-am publicat, sunt pe site, sunt peste tot. Am să mă documentez la dumneavoastră. Întrebarea este alta. Cum vedeți dumneavoastră rezolvat această problemă? Pentru că, repet, unii s-au dus la primărie, au făcut cereri. Ar trebui un serviciu control urbanism funcțional. Da. Deci și în Pașcani, în continuare, se construiește fără autorizație de construire. Și nu mă refer aici că ocupat abuziv în curtea omului.
Deci omul ăștia sunt în zone centrale ale Iașului, unde, în Iașul al Pașcani, da, în care oamenii au demolat ce aveau și au construit pe toată suprafața terenului parter și două etaje chiar. Da, adică nu există așa ceva. Unde? Totuși, da, există, că sunt cazuri concrete. Există, dar asta zic. Poliția locală sau cine e serviciul control urbanist, care dacă există un serviciu funcțional, ar trebui în primul rând aplicate amenzi și mers chiar în instanță. Dacă nu este greu, adică nu e nicio minune, toate primăriile fac așa, fac control. Da? La noi se pare că nu prea funcționează chestia asta. Nu funcționează deloc. Dumneavoastră vorbiți de construcții private pe domeniul privat. Și dar sunt construcții pe domeniul public. Spun. Păi și pe domeniul public cu atât mai mult. Cu atât mai mult, n-ar avea ce căuta. Eu înțeleg că, într-adevăr, legislația nu e așa permisivă, în sensul că trebuie să făcut o licitație. Nu mai vorbesc, că știm cazuri celebre, să zic, care ai concesionat 10 metri pătrați și poți construi doar pe 5. Da? Oamenii nu știu chestia asta. Nu există cineva care să-i îndrume, să-i învețe, să facă aceste... Dacă veți fi în Consiliul Local, cum veți aborda această problemă? Pentru că nu, cu siguranță ar trebui un moment zero. Dacă nu a fost... Moment zero să fie iertați toți? Sau nu, nu, niciun caz. Deci toți care, din punctul meu de vedere, până acum, dacă primăria n-a reușit să tranșeze într-o direcție sau alta, eu sunt ferm convins că ei au fost păsuiți și cu bună știință. Nu, da, categoric. Îl spun ei, da. Am fost la primărie și mi-a zis... E un lucru foarte grav. Să construiesc. E un lucru foarte grav, pentru că v-am spus, nu... Eu cred că totuși ar trebui să se ia de atâția ani să se tranșeze într-o direcție sau alta. Trebuie acum, în momentul de față, să se meargă în instanță, probabil. Cum comentați faptul că unul dintre cei care se află pe rapoarte, pe rapoartele poliției, da, este consilier local și candidează, iată, din nou. Și a fost sancționat și a atacat în instanță sancțiunile respective și refuză să intre în legalitate. Asta e un lucru destul de grav, adică grav. Sincer, acum, na, exemplu, eu întotdeauna spun că exemplul cel mai bun începe cu noi, da? Nu, eu încerc să mă abțin de la multe lucruri, da? Pentru că și pe stradă, da? Nu toată lumea, nu ne apucăm să aruncăm gunoaie pe jos, da? Așa și cu chestiile astea. Dacă într-adevăr este așa, el are, mă rog, calea legală. Și adevărat că în justiție e ca la noi în justiție. Nu știi niciodată ce cum mai câștig și cine este vinovat. E adevărat că trăiesc cu impresia că tot timpul primăriile se apără foarte, foarte prost. Adică întotdeauna parcă pierd. Și la ea se întâmplă se apără prost. Păi se apără foarte prost. Trăiesc cu impresia. Înainte credeam că din cauza, mă rog, primarilor care... dădeau directive, dar acum trăiesc cu impresia că sunt foarte prost pregătiți și cei care apără primăria. Și avem, din punctul ăsta de vedere, o slăbiciune în administrație. Cred că calea instanței este cea corectă. Nu, din păcate, nu văd o soluție, că, într-adevăr, legile și a urbanismului și a toate sunt foarte întortocheate. Și pentru că nu prind toate situațiile în mod special. Adică chestia, un spațiu ocupat abuziv este foarte greu, mă rog, abuziv, nu neapărat abuziv, orice construcție este foarte greu să o aduci din nou la starea inițială. Asta este foarte, foarte greu. Eu insist întrebarea, vedeți că nu dau nume, nu, da, nu. Ci pur și simplu din perspectiva puterii exemplului, pentru că... Eu cred că primăria trebuie să facă mai mult. Adică să facă un serviciu control urbanism serios, da, care să urmărească și execuția, nu doar autorizarea, pentru că, vă spun, sunt construcții autorizate într-un mod și sunt executate în alt mod. Și sunt chestii pe care nici nu le știm, nu le place. Și să știți că și legislația e foarte estufoasă și are anumite hibe, în sensul că știți că dacă construiți fără autorizație, amenda e de la 10.000 la 100.000, da? Dacă te abați de la respectarea autorizației, dar e mult mai mare, de la 500.000 la 50.000. Așa că, exact, știți, și după aia oricum intrăm în legalitate. Dacă ai un consilier local care ocupă abuziv, se duce și extinde afacerile pe domeniul public și când vine poliția, te-a prins și spune, bă, vezi că... E trist că nu doar un consilier local face chestia asta. Nu doar.
Dar deci lumea se uită și spune, că doamne, dacă e un consilier, spun, de ce nu poți să facă asta? Vă spun, din tot ce am văzut eu în general, eu nu știu situațiile care sunt. Foarte mult și nu, eu sunt fer convins că lista aia care are poliția... Ar putea fi mai mare. Nu ar putea, sigur este. Deci eu vă spun, eu merg pe stradă și sunt fer convins că scările, de exemplu, de acces în magazin, da, care nu sunt pe așa, sunt pe domeniul public. Da? E adevărat că nu poți să fie absurd să nu-i lăsăm omului două trepte de urcat. Da? Dar acele trepte sunt pe domeniul public. Da? Bun, și așa au fost întabulate. Și trebuie făcute așa cum... Teoretic, da? Se, mă rog, în unele situații legal, deși nu-i legal, se înțelege, dar în unele situații, dacă abaterile sunt mari, na, pare de prost gust. O altă chestiune. Politica taxelor și impozitelor locale. Mai am două întrebări. Da. Spunem așa, doamne, în Pașcani trebuie făcute investiții. Adevărat, Pașcani nu are nevoie de investiții. Din ce le faci? Din taxe și impozite locale, adică din bugetul pe care îl ai la dispoziție, mai cu mâna întinsă la guvern, dacă mai prind sau nu ceva, dacă faci parte din echipa băieților buni sau nu, și din fonduri europene cât se poate. Dar baza rămâne, iată, în momentul de față, și banii cei mai la care ajungi cel mai repede, cel mai ușor, sunt taxe și impozite locale. La Pașcani, în ultima perioadă, n-au fost majorate taxe și impozite locale și nivelul este foarte mic, foarte scăzut. Au fost doar indexate cu rata inflației. Dar știți că e o politică... E o politică bună sau nu? Nu știu dacă e o politică bună. Pentru că veți fi consilier, sper să fiți, și veți avea o dată pe an, cel puțin, aprobarea taxelor și impozite locale. Deci, din păcate, nu trebuie să mințim, să zic așa. Impozitele sunt mici, dar sunt mari pentru ceea ce ni se oferă de banii respectivi. În sensul că dacă omul ar vedea, adică cetățeanul, dacă ar merge la spital, da, și ar beneficia, pentru că și la urmă urmei și spitalul, o mare parte din investiții de acolo sunt tot făcute de primărie, da? Dacă copilul ar fi trimis la școală și ar vedea că are condiții normale, dacă, nu știu, să mai dau exemple, dacă ar avea un spațiu de agrement, dacă ar avea, domnule, zici, bă, interesant sigur, spus, dar lucrurile nu trebuie să fie invers, pentru că ca să poți să faci ceva, trebuie să ai din ce să faci. Corect, dar bună, măcar buna inițiativă și chestiile astea ar trebui văzute prima dată. E adevărat, impozitele locale sunt mici, mari, raportate la ce, nu neapărat și la ce ni se oferă, cum spuneam, dar cred că sunt mari raportate la veniturile pășcănilor, că ăsta e un cerc vicios, adică, dar să știți că nici la Iași, nici la București, niciunde, niciun primar nu îndrăznește să mărească taxele. E tot într-o cheie electorală. Totul este într-o cheie, din păcate, nu. Și nu reușește să răspunde. Nu e bine, normal că nu este bine, dar pentru că primarul nu este văzut întotdeauna ca un bun administrator, ci este văzut ca un om politic. Dar el nu este greșeală. E o greșeală mare, deci din punctul meu de vedere trebuie să așez omul, nu neapărat partidul. Pot fi oameni foarte valoroși la PSD și la PNL și la USR și la Plus și sunt oameni care sunt politruci, care își doresc doar anumite interese urmărite și ajung și... Dar omul totdeauna vede primarul ca fiind om politic care a venit acolo să-și rezolve probleme personale, ceea ce nu este corect sau, mă rog, așa este văzut, sperăm să schimbăm chestia asta. Dar de aici pleacă, într-adevăr, impozitele ar trebui probabil că, ați văzut Apa Vital, da? A venit și a zis, noi nu putem face investiții decât dacă mărim tariful. Ce-ar fi dacă primăria ar zice, vă putem face grădinița asta, dar trebuie să mai dați 2 lei la fiecare impozit, la locuință. Nu știu dacă ar fi bine, nu știu dacă ar fi rău, în cheie politică sigur n-ar fi bine, dar cu siguranță investițiile probabil ar face. Dar, din păcate, un alt aspect care trebuie să-l menționez, da? Pentru că vedeam statisticile de anul trecut și așa, nu poți cere 2 lei în plus omului de rând cetățeanului, da? În condițiile în care 90% se duc pe funcționare. Da? Da, corect. Când ai 50% buget de investiții sau, mă rog, nu 50, dar măcar 40, pentru că noi toți trebuie să fim cinstiți. Punem banii la comun pentru a realiza o comunitate mai bună, da? Nu punem pentru a plăti anumite funcționare. Unele primării nu le ajung banii din taxe și trebuie să-și plătească salariile. Exact. Deci, și asta poate ar fi o dovadă de bun management în care îți reglezi și spui la început.
noi anul ăsta 40%, adică mi s-ar părea un buget corect, ca la orice societate. De pe margine lucrurile se pot vedea așa, da, corect. Dar în realitate... Dar încet, încet, dacă trebuie să începem undeva să plecăm cu schimbarea, adică înțeleg că până acum a funcționat așa, dar nu putem să o mai lungim mult. Adică sistemul e falimentat, din punctul meu de vedere. Este. Și comunismul era tot la fel. Da? Chiar dacă acum suntem... Dar ele erau asigurate de stat. Da, da, adică nu prea te interesa, să bun, zic dar așa. Sistemul comunist este un sistem falimentar. La fel și chestia asta în care noi punem banii la comun și de fapt asigurăm doar funcționarea. N-ai cum. Nu asigură o dezvoltare fără investiții. Bun, interesant subiectul și chiar îl urmăresc cu atenție și din perspectiva promisiunilor sau, mă rog, a soluțiilor pe care le văd și le vor propune politicienii, formațiunile politice și din perspectiva realității din primărie. Pentru că există o organigramă, unii spun că nu prea pot fi tăiate din posturi, salariile sunt stabilite de stat și așa mai departe. Nu prea poți să dai oameni afară. Că m-am mai dat exemplul ăsta. Uitați-vă câte persoane sunt la serviciul resurse umane în primărie și câte la serviciul de investiții sau la investiții în primul rând, să zicem. Da? Unde e un deficit, la investiții, da? Așa exact. Este. Adică și de acolo pleacă, vrei performanță. Nu prea vin oameni să muncească unde e greu. Da, corect, e adevărat, salariile sunt mici, dar să știți că trebuie să știi și unde sunt trebuie. Nu, adică te duci acolo unde e călduț, unde e ușor, nu? Acolo se ocupă cel mai ușor postul. Corect. Și asta e o chestie deficitară. Adică n-ar trebui să gândim totdeauna așa. Și v-am spus, cu siguranță, specialiști, cel puțin în a doua parte a vieții, se găsesc și arhitecți. Să dea Dumnezeu, să fie. Și tineri, la început de drum, să știți că nu trebuie... La noi s-a împământit cumva că... Că tinerii sunt ca un burete, absorb foarte repede informația, asimilează, chiar dacă nu sunt buni specialiști la început, ei îi instruiește adevărat, la un moment dat îți pleacă când nivelul de pregătire ajunge suficient, dar te poți folosi câțiva ani, dacă salariile sunt mici, te poți folosi. Pașcanul are probleme urbanistice din două motive. Principalul este foarte clar că nu are un arhitect și că personalul care este în primărie și se ocupă de această chestiune este de multe ori depășit și de situație și de probleme. Și de ce să nu spunem, sunt depășiți și de pregătire pe care o au. Dar avem și o comisie de urbanism, așa se numește în cadrul Consiliului Local. Comisie asta care... e păcatul tuturor consiliilor, au o comisie de urbanism în care nu sunt specialiști. Exact, deci, care nu sunt specialiști. Și cum ar putea, de exemplu, eu n-am, nu, n-am niciun joc politic cu nimeni, dar cum ar putea un economist, da, să mă verifice pe unul la o documentație de urbanism? Din perspectiva asta spune că este foarte important, iată, să fie un specialist. Înțeleg, acolo dumneavoastră... în comisia de urbanism, da, poți face frumos, începi să zici să fie bine, să nu fie rău, vom face fațadele frumoase, dar arhitectura e o artă totuși, da, și poate părerea unui, nici a mea, adică eu, dacă mai aduc trei arhitecți lângă mine, s-ar putea să nu avem aceeași concluzie asupra unei lucrări. Interesant lucrări, este că această comisie, și nu doar comisia de urbanism, discutăm acum despre partea urbanistică, dar în general comisiile Consiliului Local, care sunt formate din oameni politici, trebuie să înțelegem lucrul ăsta, dar au posibilitatea să facă comisii mixte, de specialitate, adică oameni care se pricepe la anumite chestiuni, pe anumite subiecte, tocmai pentru a rezolva anumite probleme. Lucrurile, din păcate, în ultima perioadă, și mă refer aici la ani de zile, nu un an, doi, ci de foarte mult timp, nici nu știu dacă au fost discutate serios vreodată. Poate când în Consiliul Local erau oameni care proveneau din anumite societăți, întreprinderi, oameni care cunoșteau foarte bine Pașcaniu, cu toate problemele lui și înțelegeau foarte clar ce anume vorbesc. Dar după ce acești oameni au dispărut din Consiliul Local, bun sau răi, știți, am discutat despre fiecare în parte, au venit politicieni care nici nu știu, nici nu se interesează, nici nu au capacitatea să înțeleagă, nici nu sunt pregătiți și atunci sunt necesare astfel de comisii de specialiști, dar din păcate nu se îmbină
aceste practici. Adică nu sunt puse subiecte în discuție și analizate alături de specialiști. Eu cred că politica este în toate, e adevărat, dar eu cred că omul trebuie să totuși să ne întoarcem la niște valori și la niște oameni specialiști, cumva. Adică chiar dacă se căută și că e probabil că nu mulți sunt își doresc să se implice, v-am spus, din diferite motive, eu cred că trebuie cumva să ne întoarcem la știință și la... Și să ținem cont de ceea ce spun ei. Adică dacă avem așa tendința de a anula, dacă spune contabilul ceva, nu e bine. Dacă spune juristul, vine politicianul și spune că nu e adevărat. Dacă vine arhitectul și spune lucrurile ar trebui să fie așa, vine politicianul și spune... Și legislația e foarte stufoasă din punctul meu de vedere, adică toate și se schimbă și într-o continuă schimbare. Eu înțeleg și pe acei că exista o perioadă în care secretarul, cred că și acum ar trebui să fie și pe la sat și pe la oraș, da? Era practic mai rău ca primarul. Aia se putea și aia nu se putea, dar indiferent. Era Dumnezeu pe pământ. Exact, deci nici nu mai citea nimeni dacă se poate sau nu se poate. La Brașteni a fost așa, cât a fost secretarul Zuzan, era stâlpul. Exact, deci toată lumea întreba, se poate, nu se poate. Exact. Okay. Adică chestii de genul ăsta, adică, mă rog, nu. Legislația, e adevărat că e un pic mai stufoasă la noi și apar schimbări tot timpul și ne relaționarea între ea, pentru că și la noi, în urbanism, să știți că avem foarte multe confuzii, să zicem, sau locuri de interpretare. Dar, în interiorul partidului? Nu, locuri de interpretare, legislația, în arhitectură și în urbanism. Bun, ați pomenit de apă și canal și de acel subiect, la fel, controversat, a fost un moment politic interesant, unii și-au asumat responsabilitatea pentru a fi făcute investiții în apă și canalizare la pașcanii fonduri europene, alții au făcut politică, mă rog, dar a fost un moment în care ei s-au putut exprima și lumea a putut să vadă foarte clar ce vor unii, ce vor alții. Pașcanul putea să piardă în momentul respectiv investiții de 25 de milioane de euro. Pierdut și anterior. Cum a pierdut încă 9 milioane pe timpul altului, primarului Clăcinescu, primar PNL. Bun. Însă, mi-a plăcut, am apreciat faptul că reprezentanții Plus pe canalele de comunicare au susținut investițiile. Adică au spus, doamne, trebuie făcute, trebuie mers înainte cu aceste investiții. Dincolo de tot felul de paranteze care au fost deschise. Noi am susținut și nu putem să, v-am spus eu cel puțin și ca formație, nu cred că există altă soluție pentru a ajunge la un echilibru, cumva noi vrem să ajungem Germania în urmă, dar investim mai puțin ca ei. Nu e posibil, adică doar cu voință, așa, hai să facem doar cu gura, nu vom ajunge nicăieri. Nu putem să nu fim de acord cu investițiile. E adevărat modul în care, nu tocmai cinstit din punctul nostru de vedere, care l-au aplicat cei de la Pavital, în sensul că chiar dacă ei se justifică, dar cumva acoperirea nu există întru totul, dar alții au aprobat acel standard de tarif sau cum se numește, standard de tarifare, da, dar planul tarifar anterior semnării contractului, nu după. Acum nu a fost semnat contractul. Urmează să fie semnat. Sau, mă rog, au folosit mic șantaj, așa, se cumva emoțional. Dar se putea altfel? Nu știu dacă se putea altfel. Ideea este că eu m-am uitat un pic, ei tot justifică cu Jaspers că cum se numește, consultantul european. Deci consultantul european verifică niște acte. În niciun caz nu spune dacă prețul este prea mare sau prea mic și nu o să spună niciodată. Tu te duci cu un analiză cost-beneficiu și el spune da, că analiza ta cost-beneficiu arată. Deși spune, chiar Jasper spune că prețul la canal este în partea superioară a zonei. Nu. Și am înțeles, justificat de faptul că deci e clar, nu stabilesc prețul, dar foarte clar li s-a pus în vedere și practic asta a fost dilema în Consiliul Local, dacă este nevoie sau nu de un plan tarifar asumat. Pe o perioadă și inclusiv consultații au spus foarte clar și am prezentat documentele respective că este nevoie de un astfel de plan tarifat care să susțină legislația spune. Legislația spune un plan tarifar, exact. Adică nu există și chiar unic, adică e aceeași discuție ca
ca, e adevărat că Pașcanul este posibil să subvenționeze prețul din mediul rural. Din cifrele, până în momentul de față, din calculele contabile, nu s-ar pierderile și așa. Eu zic, zonele urbane subvenționează clar. De principiu așa ar fi. Da, din zonele urbane, clar. De dar e aceeași discuție, dar vă aduceți aminte, în trecut, anii trecuți era o discuție să ajutăm Republica Moldova cu suma de 10.000 de euro. Și atunci ne-a făcut de rușine. Ne-a făcut de rușine din punctul meu de vedere, da. Pentru că noi așteptăm fonduri europene de la nemți, de la, mă rog, nu mai contează, da? Dar noi nu putem arăta că noi vrem să fim egali cu căței mari, cu cei mici, să nu ne întoarcem deloc. Deci nu există așa ceva. Eu cred că, într-adevăr, dacă vrem o dezvoltare unitară, da? Și indiferent unde voi candida la Iași, la Pașcani, da? Cu siguranță eu văd că trebuie să echilibrăm cumva județul acesta. Da? Adică eu văd ce se întâmplă la Iași, văd ce se întâmplă la Pașcani. Și investițiile sunt necesare, indiferent care. Pașcani este, din păcate, cu cel puțin 5 ani, dacă nu 10, în urmă, în spatele Iașului. Da? Și trebuie să dezechilibrăm. Se vede lucrul ăsta. Trebuie dezechilibrul acesta să-l ultima întrebare. Cred că știți, cred că ați văzut, ministrul educației a fost prezent la Pașca, un eveniment din acest punct de vedere. Am văzut că nu doar ministrul educației, chiar și ministrul mediului. Și ministrul mediului. De stat și... Așa, șefa ISJ. Problema aici, pentru că nu faptul că ministrul a fost într-o școală, mi se pare un act de normalitate și... mă rog, eu cred că ministrul ar trebui să știe și șeful ISJ ce se întâmplă într-o școală, nu să se spună că a venit să vadă ce se întâmplă în școala respectivă. Dar cealaltă chestiune, noi am pus-o în discuție și aici au apărut, să spunem așa, argumente pro și contra. Faptul că evenimentul a fost organizat de un partid politic, de o organizație politică într-o școală. Aș vrea să cunosc punctul dumneavoastră de vedere. Până la urmă, educația, școala ar trebui să rămână neatinsă, să nu fie de politice. Eu consider că școala nu are, politicul nu are loc în școală, da? Cum, din punct de vedere electoral, chiar este pedepsită, cred, nu avem voie să, în campanie să apărăm copii, așa, consider că același lucru ar trebui să se întâmple în școală. Eu nu sunt de acord personal nici cu, dacă n-au mesaje de transmis de interes general în școală, dar eu nu sunt de acord nici cu primarul, nici cu viceprimarul la prezență la deschiderea anului școlar. Dacă vrei să arăți susținerea față de consilier, da? Dacă vrei să arăți susținerea față de învățământ, fă niște hotărâri de Consiliul Local, da? Și adu bunăstarea pe care vrei să o arăți verbal, da? În școli. Investește în grupurile sanitare din școli, investește în clase, în continuare, toate, mă rog, au fost niște investiții, adevărat, dar majoritatea școlilor au în continuare tâmplăria veche, te împiedici în parchet, băile sunt cum sunt, aceleași lambriuri pe pereții din școli, adică vrei să arăți susținerea, nu neapărat du-te în școli și fă propagandă politică, că la urmă la asta se reduce imaginea politică. Ar trebui să mai depășim, chiar dacă politica e în toată, ar trebui să depășim impasul ăsta, sau mă rog, imaginea asta că politica, doar partidul susține și aduce și face. Nu cred că politicul și-are mai ales, nu are ce căuta în școală, din punctul meu. Am în școală, în multe lucruri nu și-are, dar să zicem că școala cu siguranță și... Da, eu sincer mă așteptam la o reacție mai mare din partea cetățenilor, a părinților care au copii la școală. Adică subiectul, dincolo de reflexele politicienilor care acum sunt încălziți și direct interesați în campanie electorală. M-am spus, intrăm acum într-o retorică de asta. Acum apar proiectele de... Și de o parte și de alta. Acum se rezolvă imediat după alegeri și autostrada, rezolvăm și școlile, și asfaltul, și canalizarea. Toate apar în cheie politică în moment de măcar față. Măcar dacă ar fi așa, dar nu este așa. M-aș bucura ca în fiecare an să fie câte o campanie electorală, că se pare că începem să mișcăm la spartă târgului. Știți cum spune românul, că îngrași porcul în ajun? E cam așa e, așa e și cu ce se întâmplă acum. Toată lumea trage imaginea să vină cu reprezentanți la centru, cu cetățenii zonali, normal, adică cetățenii știu că
exact ca la o beție, dacă mă credeți. Știți cum se spune că a doua zi împarți veselia, astăzi te distrezi pentru zilele viitoare. Așa e și cu campania asta electorală. Acum te bucuri că ți-a pus asfalt, dar 3 ani, 4 ani de zile ulterior s-au terminat toate investițiile. Da, eu sper să nu fie așa. Închei cu o precizare. Eu, de exemplu, îmi doresc ca primarul și consilierii locali, cei care sunt aleși pentru 4 ani de zile, să conducă orașul, să reprezinte orașul, să rezolve anumite probleme administrative. Eu mi-aș dori, de exemplu, ca ei să fie prezenți în viața comunității, să fie prezenți la evenimente, la școli, la instituții de cultură, să fie implicați, chiar mult mai implicați peste tot. Să acorde audiență, să vorbească mai mult cu oamenii. Și vă mai spun ceva. Lipsesc exemplele. Practic, de exemplu, atunci când sunt acele festivități de deschidere a unui școlar, dar sunt și alte ocazii, în acele momente ar trebui să fie, în special politicienii, oamenii care conduc, oamenii care au realizat, oameni puternici care au o anumită notorietate, ar trebui să vină acolo și să dea anumite exemple. Da? Tinerii au nevoie de exemple. Au nevoie de exemple pozitive. De ce? Tocmai pentru a dori să facă ceva în viață, să aibă un parcurs, să-și dorească să fie primar, să fie consilier local, să fie arhitect, să dorească să fie medic, să aibă modele. Din păcate, nu prea mai avem astfel de modele. Da, din păcate, școala vieții apare tot mai des în discursul public. Că ce te recomandă? Păi școala vieții, păi nu există exact, așa. Exact. Adică înțeleg că, într-adevăr, ești un antreprenor, ești și... Dar credeți-mă că, mă rog, nu pot să zic că am ieșit nici șef de promoție, nici nu am fost, nu am excelat, dar am fost, cred că mă consider cumva peste medie ca educație, da? Am uitat să spun, am cursuri post-universitare de urbanism și administrarea teritoriului, deci cel puțin pe urbanism și așa, aș putea vorbi în cunoștință de cauză. Școala vieții apare, din păcate, din ce în ce mai des la oamenii politici. Ca o soluție universală și miraculoasă. Ca o soluție, dacă m-am descurcat în general sau așa, înseamnă că gata, sunt, mă pot ghida și pe voi în... Bun. Mulțumesc pentru participare. L-ați urmărit pe domnul Bodnar. Mulțumesc de invitație. Poate vom discuta și cu alte personaje politice din Plus, din USR. Vom vedea care va fi configurația, lista finală, să spunem așa. Este important să-i cunoaștem, repet, tocmai pentru a vedea ce pot să facă, ce știu să facă, dacă merită votul dumneavoastră. Eu nu mă refer aici la emisiunea aparate electorale, însă chiar sunt interesat de resursele pe care le pun la dispoziție partidele politice, așa încât viitorul Consiliu Local să fie mai bun. Eu sunt total dezamăgit de actualul Consiliu Local. Este cel mai slab Consiliu Local de când merg la ședințele de Consiliu și de fiecare dată sunt prezent la aceste ședințe de Consiliu și știu cam ce se discută și fiecare cum pune problema. Este cel mai slab Consiliu Local. Asta e un alt motiv pentru care am ieșit, cum spuneam, din confortul personal și pentru că de profesionalizarea asta constantă și plecând de la miniștri, plecând până la nivelul ăsta, care se spune că e mai puțin intruziv în viața cetățeanului, dar un consilier local cu siguranță are o influență mult mai mare decât un ministru sau un prim-ministru. Pentru că pe cei de la PSD îi știm, pe cei de la PNL îi știm și din câte bănuiesc, cam așa stau lucrurile, vor fi cam aceiași. Este și motivul pentru care nu prea ies, nu prea discută, nu. Atunci, aproape de momentul votului, atunci vor veni cu listele. Nu prea vor să discute, să arate persoanele, numele care vor fi pe posturi eligibile. Deci, îi știm. I-ați văzut, îi vedeți în fiecare lună cum discută, de regulă nu prea discută. Da? Dar votează, nu prea participă la dezbateri, nu prea pun întrebări, nu prea vin cu soluții și așa mai departe. Cine știe, poate din exterior, din celelalte formațiuni politice, poate lucrurile, resursele vor fi diferite, lucrurile vor fi altfel. Mulțumesc pentru participare, dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară frumoasă în continuare. Seară bună, la revedere!